Peste 450 de elevi de la școlile gimnaziale și liceele din Șimleu Silvaniei au participat ieri în Urbia de la Poalele Măgurii la ediția din acest an a competiției sportive Crossul, Ziua Olimpică. În fiecare an, pe 23 iunie, în întreaga lume se sărbătorește Ziua Olimpică Internațională în cinstea constituirii Comitetului Olimpic Internațional. Cu acest prilej, în județul Sălaj, ca și în întreaga Românie, toate activitățile sportive sunt incluse în calendarul Lunii Olimpice și ele poartă amprenta diversității. În acest context, la Șimleu Silvaniei s-a desfășurat Crossul Ziua Olimpică, organizat de către Academia Olimpică Română prin filiala Sălaj, cu sprijinul Direcției Județene de Sport Sălaj, al Inspectoratului Școlar Sălaj, al Primăriei și al Consiliului Local, al Poliției Locale, al conducerilor școlilor și liceelor șimleoane, precum și al Cabinetului Medical Școlar Șimleu Silvaniei. La categoria elevilor claselor a 5-a și a 6-a, atât la fete cât și la băieți, primele trei poziții au fost ocupate de elevii școlii gimnaziale Silvania. La categoria claselor a 7-a și a 8-a, elevii școlii gimnaziale Silvania au ocupat locul întâi, atât în întrecerea fetelor cât și a băieților. De altfel, băieții de la școala Silvania au amanetat întreg podiumul acestei categorii de vârstă și la fel era să se întâmple și în întrecerea fetelor, unde doar Ana Maria Iano de la școala gimnazială Batorii Ișvan a stricat simetria podiumului și s-a clasat pe locul 2. În competiția elevilor de liceu, toate cele trei unități de învățământ liceal din Urbea de sub Măgură au avut câte un reprezentant pe podium, dar cei mai rapizi s-au dovedit a fi cei de la Colegiul Național Simeon Bărnuțiu în întrecerea fetelor, respectiv cei de la Colegiul Tehnic Iuliu Maniu în cursa rezervată băieților. La finalul întrecerilor, Academia Olimpică Română prin profesorii Nicu Ionel Lăpușan, director al filialei județene Sălaj, și Mircea Submurducan, secretar al filialei județene Sălaj, au oferit participanților diplome și tricouri cu însemne ale Comitetului Olimpic și Sportiv Român inscripționate pe față cu cercurile olimpice și cu Olympic Day. De asemenea, Primăria Orașului și Consiliul Local au oferit tuturor participanților sucuri și apă minerală. Despre concurs și despre însemnătatea Zilei Olimpice Internaționale au vorbit profesorii Nicu Ionel Pușan, Berec Ștefan, viceprimar al orașului Șimleu Silvaniei, și Angela Maria Lipo, directoarea Școlii Gimnaziale Silvania.